Fetele și-au făcut un program la mașina de spălat și anume se bage la mașină doar în ziua în care sunt și la curățenie. Spre exemplu, dacă astăzi la curățenie este Miruna, doamna Adriana și Inga, doar cele trei au voie să folosească mașina de spălat. Se pare că cineva a omis sau a uitat acest lucru și a băgat la mașina de spălat înaintea fetelor care sunt astăzi. Și a ieșit o întreagă discuție în baie. Miruna spunea că să și le ia, să le întindă pe pat, pentru că nu am 11 ani să uite. Raluca și cine mai era în baie folosea expresiile acelea: am cer scuze, am uitat, nu am crezut că este atât de grav, sau știți, bășcările care se fac în casă și așa mai departe. Sincer, acum ce să vă zic, nu cred că a băgat cu intenție, nu știu cine a fost, cred că doamna Paula a băgat la mașină, dar aia e.